Bună ziua, dragilor! Bine ați revenit la Flori în bucătărie! Astăzi pregătim din nou pâinică, de data asta o pâinică împletită o să o facem. Așa că rămâneți lângă mine să vedem modul de preparare și ingredientele, care sunt următoarele. Eu astăzi o să folosesc 200 ml de apă, 500 g făină, 4-5 grame de sare, 6 grame de drojdie, 2 ouă, 40 de grame de miere. Ne apucăm de treabă, dragilor. Spargem ouășoarele. Și le amestecăm cu mierea. Punem puțină apă. Drojdia. Și restul de apă. Și începem și adăugăm făină. Amestecăm. Punem și sarea. Și ne apucăm și frământăm. Iar acum, dragii mei, terminăm de frământat cu 2-3 linguri de ulei al meu este de măsline astăzi și mai frământăm până încorporăm tot uleiul. Cam așa, dragilor, trebuie să arate coca noastră. Acum o luăm și o punem aici într-un bol mai mare și o lăsăm să-și dubleze volum. Dragilor, coca mea s-a dublat, s-a triplat ce a făcut aici ea. Am lăsat-o în legea ei acolo să dospească bine. A stat cam vreo oră jumătate, așa. Să mung puțin mâinile cu puțin ulei și să desumflăm coca. Vedeți? Scoatem aerul. Să punem și puțin ulei și pe blat aici. Pe blatul de lucru. Așa. Și acum o să împărțim coca în două.
părți egale prima oară. Și fiecare parte în trei. Și luăm și facem așa niște biluțe. E foarte bună coca, foarte elastică, foarte... Și punem aici biluțele. Ia uitați. Foarte, foarte bună. Și continuăm cu toată coca. Haideți, dragilor, să ne apucăm să pregătim pâinica noastră. Nu uitați să vă ungeți pe mâini. Să putem să lucrăm. Și răsucim. Dacă vă e mai ușor cu făină, în loc de ulei, facem și cu făină. Vedeți? Așa. Vedeți? Și așa procedăm cu toate cele șase biluțe. Așa, dragilor, acum o să luăm și o să facem și mai mare, de vreo două palme, așa. Vedeți? Așa. Așa. Iar acum, dragii mei, haideți să împletim pâinica noastră. Vedeți, eu o împletesc invers pe aceasta. Pe cealaltă o să o împletesc normal. Să o punem acum aici. Și continuăm cu cealaltă. Vedeți? De data aceasta împletim normal, cum v-am zis. Așa. Vedeți? Și o punem și pe ea aici. Așa. Deci ce frumușele sunt. Și le mai lăsăm să își mai dubleze puțin volumul. Dragilor, să dăm acum cu o ușor la pâinica noastră împletită. Eu îi dau cu puțin mac așa, dragilor, la una dintre ele. Dacă nu vreți, nu dați. Sau cu semințe de susan sau cu mix de semințe, amestec din ăla sau pur și simplu așa. Și mergem chiar la cuptor
Dragilor, pâinica noastră s-a copt. Foarte, foarte frumos s-a copt, foarte, foarte bine arată. O lăsăm puțin să hârși, să se răcească, să putem să punem mâna pe ea, să rupem așa un pic, să vedem cum este și în interior. Dragilor, pâinica noastră s-a răcit. Ia uitați-le cum sunt. Puf, 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 mami, puf. Mm-hmm. Am zis că rupem să vedem cum este și... Ce frumos miroase. Ce frumos miroase și ce frumos se desface, nu, mami? Mm-hmm. Foarte frumos. Ia uite-ți. Unde? Ce ți-aduce aminte de imaginea asta? Cazana. Deci, dragilor, o pâinică reușită, o pâinică foarte ușor de preparat. Sper să vă placă rețeta, să o faceți și voi și să-mi spuneți ce părere ați avut și cum v-a ieșit, bineînțeles. Și vă aștept, nu uitați, cu poze pe paginile mele de Facebook și Instagram. Eu până la următoarea rețetă, dragilor, o să mă ocup de pâinica asta, adică o să o pun la masă și pe voi vă aștept la următoarea rețetă cu mult drag și cu multă sănătate. La revedere!